Mariana a venit la mine aseară, exact când am ajuns la hotel, Mariana a venit la mine și mi-a spus cam despre ce ar fi bomba mesa aseară. Și zic, mă, zic, nu are importanță, nu pot să zic, dacă e să știe, să știe. Și mi-a spus, vrei să spun ceva? Nu, ne și cu Andra vorbesc. Și zic, încă nu știa. Dar nu știa, nu și filmase. Și a întrebat-o și pe el și pe ea. Nu filmase. Și când am auzit, zic, Doamne. None, ai mai vorbit cu Dea? Până seară? Da. 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 Dar cu Andra prima dată. Da. Și cu Andra? Nu. Nu. Prima dată. Nu, n-am mai vorbit. Nici pe video? Nu. Nu. Ce vorbeai tu cu Dea? Doamne, n-am vorbit. Și care discuția anterioară, Andreea? Ce vorbeam cu Dea? Da. Păi când venise Mihai, haideți că vă spun. Tu, None, te-ai găsit să vorbești cu Dea. Nu, când venise și Mihai... Îi dai sfaturi de... Nu, nu, când venise și Mihai, hai bă frate, ce facem, că ne plictisim, fetele puseseră un story unde nu era nici Andra prezentă, ca să se înțeleagă, erau prin oraș, unde sunteți fetelor... Era în țară atunci. Da, unde sunteți fetelor, Mihai, cică, hai să ieșim și noi cu ele, am scris Andrei Dei, i-am scris și lui Piruia... Nu, noi, o singură conversație care am avut, aia cu șterge pozele, vezi că nu e ok ce am postat și nu știu ce, eu n-am vorbit nimic cu noi. Exact, când am pus noi șterge, un story, am pus un story la machiaj. Dar altă conversație. Și nu era el încă difuzat și am zis, șterge că nu e ok. Și atât a fost singura noastră conversație de pe Instagram, de pe toate conturile. Adică discuția dintre mine și Dea... Până seara. Până seara. Câte am... I-a zis că, uite, Andra mi-a scris None, după ce a plecat, Mariana a fost la noi, după ce a plecat, i-am zis, a, ok, atunci n-am nevoie de screenshot-uri, chiar asta am spus și sunt sinceră. Sună-l că vreau să-l întreb ceva. L-a sunat, pur și simplu eram noi două una lângă alta, auzea tot și am zis, uite, vreau să știu și eu ce cu băgările astea, ce cu astea, ce. Și a început să-mi explice cam tot. Și, eram... și cât ați vorbit? Nu mai știu, n-am ținut. La mine filmarea era vreo 15. Da, am vorbit câteva minute. Aici sunt câteva minute. Una e de 15, dar una e de 1 minut și ceva. Eu eram șocat că m-a trimis la culcat, mine m-a trimis în cameră. Papa puse. Cât ați vorbit, Andra, te-am întrebat? Nu mi-aduc aminte. Aproximativ. Dar este telefonul. Nu. Este telefonul. Or. Două? Nu, nu. S-au scăpat la lămuri. 15-20. Am vorbit. Cam așa. Ce însă... O sfert de oră. Tu cu cine stai în cameră, None? Eu cu Andy. Sunt niște chestiuțe micuțe de transmisie, niște căi de transmisie. Așa, uite așa, ca niște monitoare micuțe. Și vă vedeți acolo și vă și auziți. Nu, vă auziți. De văzut se vede ce filmează camera. Și care speră? Camera poate să filmeze cortina aia, camera poate să filmeze orice. Dar voi de auzit, dacă sunteți și la baie, tot vă aud. Da. La mine în cameră sunt puse exact acele PGM-uri, se numesc ele. Și ele se schimbă. Când la fete, când la băieți. Ori le schimb eu, ori se schimbă ele de la sine câteodată. Când spui ceva interesant. Și acolo... Ce mi-au auzit urechile astăzi, nu aș vrea să relatez eu. Tocmai de aceea, nu vreau să-mi pierd încrederea în tine, Andy. Stai mai drept și mai frumos, că ești bărbat bine, aș, să se vadă trupul. Aquaman, câte ore au vorbit? Nu știu, doamna Andreea, pentru că eu n-am fost în cameră cu el atunci sau unde a vorbit el, nu mă interesează. Bine, Baxter. Aproximativ să înțeleagă. A fost singură în mașină, nu știe nimeni. A fost numai noi trei. Noi două în cameră și nu am vorbit ore. Și Mariana în spatele ușii. Eu 15 minute, n-a rezistat mai mult. Nu s-a descărcat și mult de 15 minute. Nu. Adu-mi telefon. Nu. Cred că am în mașină. Și mașina? Și mașina ți-a ridicat-o. Eu ziceam că dacă nu, videourile cu telefonul vostru. Ia-ți o să șteargă toți tot. Nu vreau să văd nimic. Ora. Decât ora. Bogdan, la ce oră te-ai zis că ai durata apelului. Nu mă interesează să văd ce v-ați scris. Nu mă interesează. Dar nu, oricum, poți să aduc Andreea telefonul. Dar nu vreau să spun. Și nu arăt nimic la televizor. Bogdan, tu vreau să văd ora. Durata apelului. Da. Vreau să văd. Poate microfoanele voastre nu mai transmit bine. Andreea. Da. Dacă totuși nu-i nimic, ea de ce a pus? Eu? Nu, ea. Pentru că l-am pus într-o postură nasoală. A, că ai vorbit 2 ore la telefon? Da, de-aia, că am vorbit 7 ore. Tu stai tu pe eu acum, dar l-ai degeaba. Da, nu mai pune cu de ce am plâns, eu știu de ce am plâns. Măcar au vorbit, dar era la mașină jos. Eu știu de ce am plâns, De unde a știut, Bianca? De unde ai ghicit tu că o să vorbească cu unul? Înseamnă că mai știi ceva? Asta e problema.
Păi nu, acum vreau să dea de înțeles că i-au vorbit doar aseară, dar... Păi, dacă tu știi ceva, te rog să spui, nu să aduci acuzații fără nicio dovadă. Dar cam asta e impresiunea de aia, cred că tu știi ceva și știi asta, că știi același lucru. Păi nu-i nervează pe Andra și te nervează pe tine, mai serios. Nu mă nervează, știu și nu știu nimic, nu. Simți acolo că clocotește și dai afară. Păi zici, mai mă bag, ei doi să plac, de aia și vorbesc. Tu mă te mai băgat, dacă ei doi să plac. Tu cineva ceva pe timp, te trezești vorbind, așa mă trezești, vorbesc când vreau eu, măi, eu când vreau eu vorbesc. Prinții, tu nu mai bagi ori în seamă, doamna Andreea. Dar nu mă bag în seamă, tu mi-ai zis, tu mai vorbesc, eu vorbesc când vreau eu, măi. Vorbești și despre ce vrei tu. Dacă să plac, nu te mai vrea femeia, ce vrei dacă nu te mai vrea femeia? Nu e așa, nu, să vede cum te mai vrea, să vede, vorbești cu el. Eu dacă vorbeam, deci, eram cu cineva și vorbeam cu el, nici nu mai băgam în seamă. Nu e vorba de a... Lasă-mă, mă, eu știi, mereu ai fost cursul pe călinii cu mai șpână. Câte oră sunt? În discuția, oră... În față cu mine, s-o pup bagaje cu mea. Lasă-mă, mereu, atunci s-a rugat doamna Andreea să mă împac, nici n-am vrut să mă împac. Da, s-o pup bagaje cu mea. Vreau să vă și arăt, vreau să vă confirme doamna Andreea Mantea, discuția dintre mine și Dea. O să dai... La începutului. Da. Ca să vedeți de unde a început totul, ca să se înțeleagă. Și prima dată au fost story-urile, da? Stai, stai, stai. Okay. A, nu poți să-l ții tu, că nu vreau să... Au fost story-urile. Am început... Ea te-a menționat pe tine. Ne-a menționat unul pe celălalt, nu știu care a fost ordinea în care ne-a menționat. Te-a. Da. Am dat a fost... El. Da. Unde vă duceți la club? Am întrebat unde vă duceți la club, în momentul în care Andra nu ce era. Ce înseamnă e ok, da? Cred la 8 dimineața. Puseți o poză. Ha, o ok. O poză, cred. Da, unde vă duceți la club? Unde vă duceți la club? Când sâmbătă, da? Încă nu știu, o să căutăm așa, cine merge așa. Cobre. Toate cobrele, zice ea. Și el zice ok. Eu cu... Veniți, întreabă ea. De ea. Dacă de ea. Nu, dar așa era frumos. Așa era frumos de invitat din moment din un gest. Nu, dar tu mai asta nu vorbește cu mine de ea. Că invită pe alții în club. Am și menționat că să fim o gașcă de încredere. Eu cu Andy Frem. Aici nu intrăm în detalii, da? Ca să nu băgăm... Ascultați-mă, vrea și Mihai, exact ce v-am spus, dar nu știu... Hai să zicem tot adevărul, vrei sau nu? Ce? Hai să zicem tot. Nu, nu era. Nu, că mai vorbești și urțel pe aici, nu. Da, Andrei nu era când noi... Nu, dacă vă întreabă, uite, nu era cu noi. A, o să citesc eu... Dar fără celelalte fete. Nu. Dar Andy nu era săptămâna trecută. Nu, deci noi suntem excluse. Noi suntem excluse, noi nu. Săptămâna trecută... A fost, nu. A fost o discuție. A fost... Era doar el și era Mihai. Era și Mihai. Andy, noi săptămâna trecută am ieșit. Eu știu. Veniți, întreabă ea. Și el zice, eu cu Andy vrem. Nu era. Poate aseară. Nu, mă uit de la ora. Nu, stați puțin. Asta, nu. Pentru asta este pentru că am pus un pariu la, în care am pierdut o sticlă. De aseară, da, deja am ajuns. Pe altceva n-a fost. Am ajuns la discuția de sticlă. Am văzut că trebuie săptămâna trecută. Nu, atât a fost săptămâna trecută. Atât. Nimic. A fost doar ceva de Mihai. Haide. Eu cu Andy vrem... Fără X și Y, nu o să spunem numele. Sunt fete. Poate să fie. Că e vreo urmă de băiat. Dar să fie, să fim de încredere. Adică ați făcut blat să vă vedeți în afara emisiunii. Vreți să vă mint? Nu ne-am văzut, dar... Toate cobrele și încă cineva. Toate cobrele, mâna sus. Dar știți, deci... Zicea de ce să... Eu spus că Mariana nu m-a ridicat. Nu, vreau să spun de chestia asta. Eu spus că vor fi de ce să lupă. Mariana, acolo suntem. În acest moment, toate cobrele, mânuța sus. Și nu vă speriați cobrelor, pentru că, să ne înțelegem, discuția cu cobrele este de săptămâna trecută. Da. Exact. Și cu Mihai, în care Andra nu era aici. Eram în România. Nu a vrut nimeni să ajungă acolo. Deci doar tu cu Mihai și noi trei. Toate cobrele, eu cu Andy vrem, dar să fie de încredere așa. Deja era discuția de aseară. Da. Am ajuns aseară. Da, fără doar X cobrele, și Y, doar cobrele, vă pun cobrele. Cobrele așa. Zic, de aia zice, clar fără celelalte. Fără X și Y, vorbesc de doi băieți acum, dar nu ești printre ei, Bogdan. Au fost pornite două apeluri video de către Ardelean, de către Dea, la care nu am răspuns eu. Și vă spun așa, și am zis că nu, gen, trebuia să cobor la mașină pentru că nu merge handsfree-ul.
Eu cred că Bogdan, dacă nu era așa implicat sentimental și numai sentimental, chiar și cu încredere maximă, ea vedea și el aceleași lucruri pe care le-am văzut și eu. Dar nu vă e rușine? Da. Ce simți, Bogdan? Nu știu, dezamăgit, nu știu. Cum sunteți voi acum? Bun, sunteți pregătiți de vot? Punctul meu de vedere mi se pare că nu o să fac niciun cuplu în această casă și nici nu se... Locul ei chiar nu cred că e aici. Ce să fac? Sorry. Oare cine va pleca? Favoritul din această săptămână, cel care va câștiga suma de 1500 de euro. Asta vedem, că a fost la un moment dat. Și asta ce e? A, e... Aoleu, asta e de aseară. Le-am pierdut în pariu, ăsta era. Da, voi nu știați de săptămâna trecută, dar lasă că știți de aseară. Nu, e invers, am de săptămâna trecută și nu știm de aseară. Da, exact. A. Da, nu, eu nu știu nimic. În fine, aseară a fost întrebarea mea dacă... Dacă se mai merge la club. Da, la ora... Nu, nu ni s-a spus nimic de club. La 2:25 dimineața? Asta faceți voi de a ajungeți aici de bani? Nu, eu și Andreea suntem excluse, doamna. De filmare am terminat la 1. Dea, Andra, ce faceați la 2:25 azi noapte? Tăteam cu eu la așa. Eu am adus, trebuia să dau niște bani la Andra și am adus cappuccino și fulgi de ăsta. A, dacă le mai aduci cafea sau cappuccino sau ceai, nu știu ce-ți fac. Dar, doamna Andreea, Ardeleanu, mi-aduci cappuccino. Și zici așa, eu poți să te sun? Întreabă Dea. Dea îl întreabă pe None, poți să te sun? Ce am zis, da. Acum, da. A pornit un apel la 2:34, am zis acum da. Nu, Andrei. Nu, apelul a fost după 2:26. La 2:27 și s-a încheiat la 2:33. Da, deci 6 minute. Nu, a pornit, dar nu am răspuns. Repet, poți să te sun, nu-i răspunsesem și am zis da, acum da, gen acum da, poți să mă suni pentru că nu-i răspunsesem. De asta înseamnă că ți-ai... Da, nu am răspuns. Așa, bine. Da, acum da. Acum e Marian, imediat. Era Mariana în cameră. De-aia mă lângai! Hai, pusi. Dar mă lăsa să fac... Deci eu făceam multe story, părdelea. Dar telefonul era la ea dacă făceai video, deci nu era de aia. Nu, mă referiam pe telefonul meu. Nu, m-a lăsat. Mariana! Eu am sus de nume după ce-a plecat tu din cameră. Ce clip video e asta? Eu este lucru important. Andra, m-a lăsat. Andra m-a lăsat să fac câte videouri pe ea. Acum porna foarte multe și nu răspundeam. Nu reușeam să ne deci aici nu reușeam să ne conectăm. M-a lăsat să stau cât vreau. Apelul video s-a încheiat, ai pornit, ai primit. Ai pornit, ai primit, vedeți. Adică... Așa, și unde se vede da, asta, zi. Eu vorbesc că lăsați-mă. I-am zis eu, stai să mă duc la mașină, că nu mă aud. Bla, 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 am mașina aici. Ok, bine, eu vă arăt exact când s-a... 4... La 3:07 s-a pornit apelul și s-a încheiat la 4:01. Ora? 50 de minute. Iată. Deci, după ce m-am dus eu, atât. Mai dura 10 minute. Că la Andra, câteva minute. Câteva minute. Deci, o oră jumătate în total. Minute. Cât? O oră jumătate în total, pe sărite. Cât să înțeleagă? 50 de minute, Andreea. De dinainte, da, cu 6 minute. Cu... Nu, alea erau căruri pierdute doar. Nu? Andreea. A, gata, gata. Ați înțeles? Da. A, o oră. 50 de minute. 45. Jumătate de oră, 20 de minute. 15 minute, aia a fost tot. Eu doar citam. Deci, Bogdan, au vorbit 15 minute. Și alea 15 minute m-au obosit. Na. Bun, dragi telespectatori, ca să se facă lumină și ca să nu vă, că v-am debusolat total. Haideți să facem un pic o retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat în această săptămână. Și așa aveam câteva materiale pregătite cu voi. Și așa trebuie să dăm drumul la această gală, că am dat deja drumul. Și aș vrea să...
ajungem până în acest punct. După care Andra și-a dat acordul. Trebuie să mi-l dau și eu. Ba da. Ba da. Poate nici nu se aude. Nu, da? Nu, știu, ce Andra nu știu că nu se aude, dar ca idee. De ce am fost șocată? Că am auzit numai vocea lui Noni. Și eu eram șocată că eu am întrebat și pe ea și pe ea. Și ca să am dovezi de aia am făcut. Oftim? Dacă ea n-are nimic de ascuns. Nu, dar e o chestie, eu zic că dacă este o chestie și de rezolvat, se rezolvă între mine, Bogdan, Andra. Da, ar fi ok. Bine, așa mi se pare omenește. Dacă stăm acum să începem să fim orgolioși, nu e frumos. Pe mine mă mândră. Adică ce am vorbit și eu. Eu cred că Bogdan e vorbit. Cu ce? Nu știu, am impresia că ai spus tu că ceva de genul că eu încercam să ajung la Andra. Multe lucruri. Prin Dea. Adică ai înțeles niște strategii și nu a fost nimic. Adică nu știu ce părere. Da, așa este, tu nu ești un strategilor, hai să trecem pe asta. Uite, vedeți? Cum? Așa este, nu este omul strategilor, hai să trecem pe asta. Păi nu, dar acum trebuie să nu înțelegem, adică fiind în situația lui se gândește la orice. Păi da, fiind în situația mea, eu încerc să rezolv lucrurile astea cu foarte multă diplomație. Dacă încerc să... Este un act diplomatic să... Nu este, că faci niște... Nu, adică eu înțeleg și este fericirea lui, el luptă pentru fericirea lui. Eu dacă nu... crede că e ok să faci chestia asta, să lupți pentru fericirea ta, distrugând fericirea altuia, este foarte bine. Nu poți să-ți plădești fericirea pe nefericirea nimănui, dar... Poate s-a întors la un moment dat. Sau să-i se întoarcă, dar... Nu, nu, dar tu, așa cum te-ai considerat un băiat foarte catifelat cu experiență de viață și cu un număr în 10 de femei, puteai să-ți dai seama de niște lucruri. Era niciodată un bărbat cu număr... Nu, nu, puteai să-ți dai seama de niște lucruri pe care nu era nevoie să ți le spună nimeni. Mulțumesc că ai vrut să-mi deschizi ochii. Eu? Asta nu să-ți deschizi ochii, niciodată. Vă dați seama că și lui îi place și... Forța l-am pus să danseze cu ei. Da, și lui îi place și vă dați seama că a primit ceva de la ea. A simțit că-l place. Nu, dar eu am o întrebare acum. Asta așa. Andra, chiar nu mă ridic la genunchiul lui? Ai spus așa? Da, am spus chestia asta. De ce ai spus așa? Eu din cât îi văd încearcă să împlătească două. Deci așa sunt multe chestii care... Pentru că asta am simțit. Îți spun în spate, una aici. Uitați-mă, Mariana, odată. Tu nu înțelegi nici prin semne. Ți-a spus vreodată ceva de Bogdan? Nu am vorbit despre Bogdan. Au vorbit, că ai zis că îl vede gen că el o vede pe ea nefericit în relația cu mine și că ar vrea mai degrabă să, dacă ea pleacă acasă, să vină și el după ea. Nu, am subliniat faptul că nu vreau să vorbesc despre Bogdan. Poate să confirme. Ia. Da, au spus chestia asta. Da, da, de asemenea am spus și ce am spus. Păi, l-am spus și aici, că se vede că nu e fericită. Da, e tristă, da. Nu, eu... Dar nu știu de ce a stat ea 15 minute dacă nu procedează. Nu știu ce să zic și nu vreau să zic, de fapt, tot din respect, în primul și primul rând, pentru ea. Dar dacă a spus chestiile astea, înseamnă că a considerat că așa e mai bine pentru ea. Dacă așa e mai bine pentru ea, ok, rămâne așa. Dar el ar trebui să înțeleagă că nu e așa. Eu știu tot ce trebuie să înțeleg. M-am lămurit de doi oameni astăzi, adică nu e ca și cum... Bine, cu el aveam dubii, cu ea nu m-am... să mă îndoiesc în privința ei. Adică am fost... Mereu am crezut în ea și țin foarte mult la ea și nu... Cred că am fost și un pic egoist. De dragul fericirii mele am încercat să nu observ niște chestii, pentru că țin foarte mult la ea. Și de el m-am îndoit că ar fi genul de om cum să mai aud, că, domne, că e fals, că face strategii, că face manevri, că își calculează fiecare pas, că vorbește pe la spate, că nu știam. Eu chiar când l-am cunoscut în casă, chiar îmi formasem altă părere despre el. Chiar am zis, băi, poate e omul ăla care chiar vrea să unească oamenii din jurul lui ca să... A, dacă văd că e rost de unire, dar dacă văd că e un bine comun, dar... Nu, dau dreptate celorlalți oameni, pentru bine, oricum aveam... dovezi, să zic așa, și pentru mine, nu dovezi fizice. Pentru mine, gen că s-ar putea să fie și în cealaltă direcție. Eu chiar îmi place adevărul, adică e adevărul, asta e. Adică să spui minciuni și băia, să descoperi adevărul și mai mult. Îți place de mine? Că... Am zis că îmi place adevărul. A, am zis că îți place. Și uite, la fel înțeles. Da. Dar nu are nimic de spus, adică... Nu ne-am văzut niciodată, nu... Da, nu ne-am văzut niciodată. Nu ne-am trimis poze, nu... Dar sunt curios ce s-a discutat. Dar v-ați dorit să vă vedeți? Andy, ce s-a discutat în 50 de minute? Dacă v-ați chemat... Eu altceva voiam să... V-ați dorit să vă vedeți? Poftim? V-ați dorit să vă vedeți? Nu, momentele astea. Dacă ne doream, ne vedeam. V-ați dorit să vă vedeți? V-ați propus să vă vedeți? Ați stabilit să vă vedeți? Nu. Nu.
V-ați exprimat dorința de a vă vedea? Nu. Pentru că Andra, adică e normal, este într-o relație, cred că eu și am zis că sunt aici, într-o relație. Dar am observat un lucru și acum nu știu dacă legat de chestia asta, nu știu dacă Andra a formulat-o mai bine ce a zis. Legat de mine. Ce anume? Nu știu ce a spus lui Bogdan. Cu genunchiul? Dar nu te ridici nici măcar la genunchiul. Da, da, da. Să-și împace iubitul, ce fi vrut să-i zică. Îi dea și lui puțin încredere acolo, nu-ți dea seama. Acum nu știu, adică de azi... supărat? O vezi ca pe o jignire? Nu, dar nu știu cum să abordezi discuția. Eu văd o chestie ca pe o liniștire, de liniștit. Sau așa. Da, încercam să-l încurajez, să-i spun, pe asta văd eu și da, nu mai te zbat. A, deci așa-l vezi tu? N-are cum să nu fie la genunchiul lui, auzi, în general. Așa-l vezi tu. I-am spus la Bogdan chestia asta acum două săptămâni, o spun. Dar adevărul este? Cum îl vezi tu pe noi? Cum l-am văzut și până acum. Ok. I-ai făcut vreodată un compliment lui Nane? Nu. Adică le-am spus fetelor, dar lui nu, niciodată. Dacă tu te lupți pentru o fată care minte, atunci... Prea mult. Nu e vorba că luptă... Eu n-a crezut știu că minte, da. Acum vede că minte, cred, nu? Adică mai e finuță de atât și mai drăguță de atât, nu știu dacă pot să fiu. Ba da, aș putea. Spus, cu anumite persoane care suferă de anumite boli și încerc să fiu drăguță. Sau mă rog, mă gândesc. Înțelegi ce-ți spun? Da. Dar este perfect sănătoasă și minte în continuare. Și atunci te întreb pe tine. Preferi să spui adevărul? Dar nu înțeleg cu ce mint. Ați stabilit să vă vedeți în afara emisiunii? Nu, nu am stabilit chestia asta. Nu. Mă, dar ieșirea la club, dar vă faceți de râs, mă. De club? Dar nu am știut voi de chestia cu club. A, deci Dea programează întâlnirile fără ca tu să știi. Nu, dar eu n-am spus că legătură. Și Andra. Eu am fost în România când am fost de dacă ieșim un weekend în club, pentru că el a pierdut de toate cobrele. Aseară au fost de ce o pariat ei între ei. Eu nici n-am știut chestia asta până m-am ajuns acasă și mi-a spus. Nici nu fac parte din casă. Voi n-ați vorbit aseară la telefon de această vedere.